Ce este un miracol? Un miracol este o corecție. El nu creează, nici nu schimbă absolut deloc, ci doar privește devastarea și amintește minții că tot ce vede este fals. El desface greșeala, dar nu încearcă să treacă dincolo de percepție, nici să depășească funcția iertării. Rămâne așadar în limitele timpului. Dar netezește calea pentru revenirea temporalității și deșteptarea iubirii, căci frica trebuie să dispară în fața blândului remediu pe care îl aduce. Un miracol conține darul harului, căci e dat și primit totodată. El ilustrează astfel legea adevărului la care lumea nu se supune pentru că nu reușește să îl înțeleagă absolut deloc. Un miracol inversează percepția care era înainte răsturnată și pune astfel capăt distorsiunilor ciudate care erau manifeste. Acum percepția e deschisă la adevăr. Acum iertarea e percepută ca fiind justificată. Iertarea e locașul miracolelor. Ochii lui Hristos le aduc tuturor celor care privesc cu îndurare și iubire. Percepția e corectată în ochii lui și ce a fost menit să blesteme a ajuns să binecuvânteze. Fiecare crin al iertării oferă lumii întregi miracolul tăcut al iubirii. Și fiecare e depus în fața Cuvântului lui Dumnezeu, pe altarul universal închinat Creatorului și Creației, în lumina purității desăvârșite și a bucuriei nesfârșite. Miracolul e acceptat mai întâi prin credință, pentru că al cere presupune că mintea a fost pregătită să conceapă ce nu poate să vadă și ce nu înțelege. Dar credința își va aduce propriile mărturii să arate că ceea ce stă la baza lui există cu adevărat. În felul acesta, miracolul îți va îndreptăți credința în el și îți va arăta că s-a bazat pe o lume mai reală decât cea pe care ai văzut-o înainte. O lume izbăvită de ce ai crezut că e în ea. Miracolele cad din cer ca picăturile de ploaie tămăduitoare asupra unei lumi aride și prăfuite, unde făpturi infometate și însetate vin să moară. Acum au apă. Acum lumea e verde și pretutinde ne răsar semnele vieții ca să arate că ce s-a născut nu poate muri niciodată, căci ce are viață are nemurire. Lecția 346 Astăzi mă învăluie pacea lui Dumnezeu și uit de toate în afară de iubirea Lui. Tată, mă trezesc azi cu miracole care îmi corectează percepția tuturor lucrurilor, Așa începe ziua pe care o împărtășesc cu tine, după cum voi împărtăși și veșnicia, căci timpul s-a dat deoparte azi. Nu caut lucrurile timpului, așa că nu le voi vedea. Ce caut azi transcende toate legile timpului și lucrurile percepute în timp. Vreau să uit de toate în afară de iubirea ta. Vreau să rămân în tine și să nu cunosc alte legi decât propria ta lege a iubirii și vreau să găsesc pacea pe care ai creat-o pentru fiul tău, uitând de toate jucăriile prostești pe care le-am făcut, văzând slava ta și a mea. Iar când se lasă astă seara, nu ne vom aduce aminte decât de pacea lui Dumnezeu, căci vom învăța azi că pacea e a noastră, când uităm de toate, în afară de iubirea ta.